Ministerul Munci a avut o primă reacție după ce Darius Vulcova a publicat datele personale din fișa medicală de pensionare a unui protestatar. Din primele cercetări s-a constatat că pe un cont de socializare a apărut o decizie de încadrare în grade de invaliditate a unei persoane în vederea emiterii deciziei de pensionare, au arătat reprezentanții Ministerului Munci într-un comunicat. Potrivit acestora, actul publicat nu a fost un act medical, ci unul administrativ, cu valabilitate de un an între 2006 și 2007. Este un act care nu mai produce niciun fel de efecte juridice și care a mai fost menționat în presă în decembrie 2017 în urma unei altercații din Piața Victoriei, când un pensionar a fost agresat, a mai precizat Ministerul Muncii. Un astfel de act se întocmește în mai multe exemplare și nu are caracter secret. Sandu Matei, protestatarul care s-a trezit cu datele personale pe internet, a depus plângere penală împotriva lui Darius Vulcov. Acesta l-acuză pe Consilierul Guvernamental de complicitate la divulgarea secretului profesional și abuz în serviciu. În plângere, Sandu Matei a declarat că nu i-a fost respectat dreptul la viață intimă și privată. Este clar că actul meu medical de după gazare în care spune o trăvire deranjează. Postările și acțiunile mele civice deranjează." A declarat Sandu Matei, care s-a constituit parte civilă în dosar și a cerut daune morale de un milion de euro. Între timp, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a informat că nu se poate autosesiza în cazul Vâlcov. În calitate de jurist și conducător al instituției, subiectul protecției datelor cu caracter personal este unul extrem de serios. E important să asigurăm protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale oricărui cetățean, mai ales noi, cei care suntem în funcții publice. Procedural nu pot să mă substitui acelui cetățean printr-o autosesizare. Nu pot în locul cetățeanului să demarez o autosesizare. Atunci când a fost vorba de un grup de persoane, ne-am autosesizat, a declarat Ceaba Astaloș, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.